A fost o problemă foarte frumoasă. Foarte important să știi să explici ceea ce faci. Nu doar faci acolo pentru tine și atât. Și atenție, justificările te fac să faci operațiile cele bune. Da? Da. După aceea aș avea și eu o mică problemă. Da, vrei să o facem pe asta, Daria. Da. Pe asta trebuie să o punctăm, să redactăm, să justificăm fiecare moment. Să fie foarte clar. Da. Deci nu... O să ne fie foarte clar, pentru că a fost o problemă extraordinar de frumoasă. Iar ai sensul, Mina. Dar în fiecare clipă ne trezim, de fapt, în fața problemelor la care suntem obligați să emitim raționamente. Aritmetica este atât de frumoasă și de interesantă încât, mă rog, e ca o poezie frumoasă. Numai după ce pătrunzi în problemă îți dai seama cât de frumoasă este. Dar nu putem să mergem pe lucrurile acestea de suprafață. Nimerim, e drept că nimerim problema, dar argumentăm fiecare operație a noastră, că altfel nu se justifică. Eu am încercat de copii să vă spun problema surprinzând doi bicicliști, pentru ca să înțelegeți mai bine. Sigur că e același biciclist în două variante, dar nu-i mai bine să surprindem cei doi bicicliști? Da. Ca să fie mai ușor pentru felul în care pot să le reprezint și grafic și în mintea noastră să ne facem ordine. Și atunci ne iau încă o dată. Deci, prind pe cei doi bicicliști de la A la B. Biciclistul cu viteza V1 și tot de la A la B trebuie să ajungă și cel de-al doilea biciclist, da? Tot de la A la B cu viteza V2. Dacă ei ar fi mers amândoi cu aceeași viteză, mergeau unul lângă altul și ajungeau simultan. Corect. Însă, primul merge cu viteza 27 km pe oră. Cel de-al doilea merge cu 18 km pe oră. Da? Cel de-al doilea cu 18 km pe oră. Problema spune așa. Limpede de înțeles, cel de-al doilea, având viteza mai mică, eu nu, să nu fii supărat că nu zic același biciclist. Eu am surprins cei doi, de parcă ar fi fost doi prieteni. Da. Și ca să nu-l pun pe la altul într-o situație și cealaltă. Deci încerc să simplific problema pentru a înțelege cât mai bine. Și atunci spune problema așa, cum de fapt și bun simț al meu spune. Că în clipa în care am viteza mai mică, va dura mai mult mișcarea. Corect. Ăsta va trebui primul ajunge și celălalt încă lucrează, încă pedalează. Deci, în timp ce al doilea ajunge, primul ajunge la destinație, ăsta ajunge pe undeva în punctul C. Da. Da? N-a ajuns. Pentru că mare de lucru. Și spune problema, ne ajută autorul. Să știi că ăsta durează cât de aici până trei. Aici? Trei ore. Da. Dacă trei ore și cum el merge cu viteza... De 18 km. Viteza V1 egal cu 18. Aceeași viteză, 18. Deci 18 ore 3. Exact. Și am aflat distanța de la C până la B. Corect. Da. Da? De la C până la B. Corect. Și atunci, pentru al doilea, știu distanța. Deci, distanța CB este egală cu 3 ori 18. Se justifică de ce fac 3 ori în 18. Și 54. Și face 54. Corect. 54 km pe oră. Adică el în cei 3 ore face 54 km. Nu uitați că în fiecare oră el a pierdut câte 9 km. În timp ce ăsta făcea distanța de 27 într-o oră, ăsta la tot făcea, pierdeau 9 da. Kilometri, mai făcea ăsta, iar mai pierdeau 9, da?
Și pierzând câte o nouă la fiecare oră, a ajuns în final să piardă în total până la capăt 54 km. Corect. Deci dacă în fiecare oră a pierdut câte 9, și atunci se justifică de ce te-ai gândit la diferența 27 minus 18. Că tu ai vrut să vezi în fiecare oră cât pierde el. Deci atenție, că dacă spun așa, 27 minus 18 egal cu 9 km, și nu am la bază explicația care am spus-o, aceea că în fiecare oră pierde câte 9 km, și nu se justifică de ce împart acum pe 54 la 9. Corect. Pentru că eu vreau să văd cât timp, să văd distanța pe care a pierdut-o el, în câte ore s-a întâmplat, dacă în fiecare, oră pierde câte 9, altă oră iar câte 9, câte 9, câte 9, ca să văd câte ore are, împart pe 54 distanța pe care o are de recuperat, pe care a pierdut-o, hai să spunem pe celelalte. La 9. La 9. Și atunci se justifică de ce spun 54 împărțit la 9, egal cu 6 ore. Care 6 ore. Care le face primul biciclist. Exact, astea sunt 6 ore pe care și le face... Și pentru că el face cu 3 ore mai mult, pentru că el merge cu o viteză mai mică. Asta înseamnă că am aflat. Da, am aflat câte ore a parcurs. Câte ore a parcurs primul biciclist cu 27, da? Dacă merge cu 27 de km la oră. Deci, o primă întrebare spunea cât a durat mișcarea și răspunsul este că 6 ore pentru viteza 27. Corect. Iar pentru situația în care ar fi fost cu viteza de 18, timpul ar fi fost, asta e T1, hai să zicem așa, iar T2 ar fi cât? T1 plus 3, adică 6 plus 3 și egal cu 9 ore. 9 ore. Și acum, pentru spațiul aflat, fie că înmulțim pe 27 cu 6, deci spațiul sau distanța AB egală cu 27 ori 6 și face cât ai? 642? 162 km. Iar aceeași distanță AB este și 18 ori 9. Care fac pătate. Tot 162 km. Pentru că amândoi parcurs. Cu viteze diferite, tot atâta kilometri. Numai că unul în 6 ore și unul în 9. Acum ați înțeles de ce încercam cu același spațiu B1, T1 egal. Și care nu prea era pe placul vostru. Că n-ați învățat. Că n-aveți șansa de a mânui relațiile. Dar în momentul în care am înțeles câte ceva și am coborât în problemă, am intrat în adânc în problemă, am priceput că, de fapt, el în 3 ore, aici este superb, în primul moment, tare al problemei este să înmulțim pe 3 cu 18, ca să vedem ce distanță mai are el de făcut până la capăt. Atunci nu merge problema. Păi ăsta e momentul de ruperea problemei. Corect. Un prim moment este acela că el merge cu aceeași viteză până la capăt și 3 18 se justifică pentru ca să vedem ce distanță mare de parcurs. În timp ce ăla a ajuns la destinație. În timp ce ăla a ajuns. Și acum, al doilea moment al problemei este acela de a sesiza că el, betul de el, are de recuperat acești 54 km, dar tot de faptul că pierde câte 9 la fiecare oră. Corect. Și atunci se justifică de ce împărțim pe 54 la 9. Pentru ca să aflăm timpul pe care l-a parcurs primul. Atâta vreme cât la fiecare oră el a pierde 9, numărul de ore pe care l-au parcurs, că s-a ajuns de așa la destinație, este 54 împărțit la 9. 6 ore. Foarte frumos. Da? Așa vreau. Vreau așa, Daria. Vreau să înțelegeți. Eu, repet, nu numai vouă mă adresez, ci tuturor. Vreau să înțelegi că o problemă de aritmetică nu e simplu să o citim și cu asta, basta. Și nu viteza cu care o citim importantă. Știi care e secretul, Ionuț și cu Daria? O citim rar. O dată, de două ori. O citim pe bucăți, fragmente. Vrem să pătrundem ușor în problemă și trebuie să cuplăm cu încredere. Deci trebuie să ai tot timpul încredere că tu poți să o faci. Deci încrederea plus
cititul cu foarte multă atenție pe bucăți, îți oferă o șansă mare. Ați văzut? Pe mine m-a spus la corț, am intrat în corț când am citit. Păi stai o clipă, tu de un problemă, n-aveam șanse. Da? Și vă mai dau o problemă acum și eu, mică problemă. Și eu aveam. Și tu ai dai o mică. Apropo de... Foarte frumoasă. Și asemănătoare, să știți. Da. O să vedem să o facem, dar acum preluați pe asta. Da. Mâine vedem de nou. Un câine urmărește un iepure. Da? Și când îl vede pe iepure aici, calculează și zice, mai am până la el 30 de sărituri. Da? 30 de sărituri. Deci mai are, își dă seama că în 30 de sărituri l-ar prinde. Câinele are o anumită, să spunem, lungime a săriturii. Sare cu o lungime mai mare decât săritura iepurului de 5 ori. Adică, iepurile... Câine, facem cu segmente. Așa! Deci, câinele face sunt asta. 5 segmente. Face 5 segmente. Da. Iepurile face, uite așa. Asta e segmentul. Segment. 1, 2, 3, 4, 5. Deci, ce vreau să le faceți puțin mai mari și jos? Ca să fie clare. Uite, de-te. Să iau deoparte, vrei să da. Spun. Da. Bun. Deci, să-l fac eu? Să zicem, unde să vii tu la tablă, să-l faci tu? Da. Lasă-mă, că dar nu lasă important. 1, 2, 3, 4, 5. Iar iepurile are decât o singură săritură. Deci, lungimea săriturii iepurului este doar atât. Câinile de 5 ori mai mare decât ori, da? Da. Însă are o frecvență mai mare. Țupă-i mai repede iepurile. Adică cât timp câinele face o săritură, iepurile face două. Deci, atenție la viteză. Deci, iepurile face două. Țop-țop. Când câinele se aruncă și face o distanță foarte mare, de 5 ale iepurului, însă viteza iepurului este mai mare. Frecvența este mai mare, deci cât într-un timp, da? Într-un anumit timp face o singură săritură, cât timp iepurile face, câine face o săritură, iepurile face două. După câte sărituri îl va prinde. După câte sărituri îl va prinde. Păi, eu m-am gândit să facem 5 minus 4, 5 minus 1, mă scuzați. 5 minus 1. Care ne dă 4. Și în acele 4, m-am gândit că acele 4 ar putea să fie 4 sărituri minus o săritură. Adică el face... Tu prinzi aici un pic problema. Adică, într-un fel, m-am gândit, cum să spun, nu știu cum să spun. În limbajul așa pe care se înțeleagă toată lumea, este că câinele, datorită lungimii săriturii, recuperează 4 sărituri. Dumneavoastră a spus că în timp ce câinele face o săritură, face 2. Și m-am gândit să fac 4 minus 1, adică o săritură de acolo. Dar nu ții cont de faptul că are frecvențe mai mare? Deci trebuie să ții cont de asta. Dacă tu ești atentă, poți să zici așa. Cât timpul el o sărit odată, iepurile sare de două ori, este important de aici. Adică nu trebuie să... Înseamnă că trebuie să fac în cât timp câinele l-a prins pe iepurile. Da. Câte sărituri face? Se spune că avem... Câte sărituri, nu cât timp. Noi avem 30 de sărituri, da? Noi avem 30 de sărituri. Deci are de făcut 30 de sărituri. Deci noi avem 30 de sărituri, da? Deci are de recuperat distanța de 30 de sărituri. Însă, fiindcă și iepurile fuge, și iepurile fuge, nu stă pe loc, că așa după 30 de pac, l-ar prinde. La fiecare săritură, el recuperează ceva. Cât recuperează? Facem 30 împărțit la 2. De ce la 2? Pentru că el face 2. Și m-am gândit că dacă facem 30 împărțit la 2, facem 15, face 15 și 15 sărituri.
într-un fel 15 sărituri care să facă jumătatea săriturilor care ar trebui să facă săriturile. Da. Cât e ceasul? Nu știu. Fix. Fix. Știi ce facem? Aveți problemă. Problema avem asta... problemă ca temă. Așa, mă. Deci am... Ai scris începutul la problemă? Nu, dar o știu. Da? Eu zic să-ți o spui că... Ia să-ți spui, hai să o dictăm. Bine. Hai atât din deci, poți să spune, dar profesor, am scris-o pe toată. Te rog. Un câine fugărește un iepure. Bun. Mai încet. Un câine fugărește un iepure, da? Aleargă un iepure. Da. Să-l fugăresc mai încet, nu? Fugărește un iepure. Da. Câinele constată că dacă mai face 30 de sărituri, îl poate prinde. Da. Eu am scris că am făcut acele liniuțe, da, da, da. 30 de sărituri și am scris un iepure. Da. Prinde iepure. Câinele constată. Da. Constată că... Constată că dacă mai face 30 de sărituri... În 30 de sărituri l-ar prinde. Da. Că în 30 de sărituri l-ar putea prinde. Și apoi ați spus să facem aceste segmente. O secundă. L-ar prinde dacă iepurile ar sta pe loc. L-ar prinde în 30 de sărituri dacă iepurile ar sta pe loc. În 60 de sărituri l-ar prinde dacă el nu ar sta. Nu te grăbi, nu te grăbi. Deci iepurile, câine l-ar costa, prinde dacă iepurile ar sta pe loc. Da. Nu stă. Păi dacă stă pe loc, vrează mănciumul. Așa, dacă ar sta pe loc. Știm că lungimea săriturii câinelui, da, știm că, acum dăm datele probleme, știm că lungimea săriturii câinelui este de 5 ori mai mare decât săritura iepurului. Și că Și că un câine, în timp ce face o săritură, un iepure face două. Și că, în timp ce câinele face o săritură. Iepurile face două. Două. Deci atenție mult. Aici se asemănă doar cu problema cu viteza. Da. Deci în timp ce câinile face o săritură, care înseamnă 5 de ale iepurului, iepurile face două. Are șanse să-l prindă? Da. De ce? Pentru că el are săritura. El are săritura. Concret. Are șanse? Da. Cu cât are săritura mai lungă? Cu trei. Cu 3 sărituri de ale iepurului. Deci 5 minus 2 egal cu 3. El recuperează 3 sărituri de ale iepurului, da? Și acum vă las pe voi, gândiți problema, țineți cont de cele 30 de sărituri, țineți cont de... Da? Deci problema este frumoasă, vreau să văd până mâine cum o gândiți și ce soluție găsiți la problemă. Seamănă cu vit. Nu întâmplător v-am dat cu chestia asta, dar nu întâmplător v-am dat legată problema de ceea ce aveați voi mai înainte cu viteza 1, viteza V2. Așa, puteți prinde câinile cu viteza V1, iepurile cu viteza V2, ce distanță recuperează câinele datorită acestui lucru. Profesor, problema mea este așa. Un tren personal parcurge 510 km în 6 ore, în timp ce un accelerat parcurge 285 km în 3 ore. Cu câți kilometri parcurge mai mult acceleratul decât personalul într-o oră? Înseamnă cu asta. Tot așa merge. Tot așa merge. Da, să merge o oră pe asta. Da, și la asta mă gândiți. Eu s-o ocupe și eu, nu? Și faceți și vă da, gândiți. Dar nu putem să ne gândim la două. Cum să nu puteți? Sunt asemănate. Sunt asemănătoare problemele. Că sunt aceleași în paralel V1 și V2. Tot da. Aceiași mecherii trebuie să fie, da? Vedeți că există, o să ajungem cât de repede să vă prezint mecanismul prin care se compun problemele. Autorii cum anume gândesc. Ce era? Au niște șmecherii la puse la punct și tot le joacă acolo și le îmbracă în diversele forme. Dacă noi pătrundem ora asta, dragi noi, am încercat să pătrundem în mecanismul problemei. Cum judecăm problema. Asta este lucrul cel mai esențial. Nu să ajungem să scădem în cenuri. Eu oprim aici, cum zicem? De nu vrei să fii șomer, nu uita de like și share! Așa. Nu uita de like și share! Aici...
oprim în